Mă lăsați doar pe mine, mă lăsați doar pe mine. Am văzut pe ai mei, m-am simțit și eu un pic de cubanez. Bună dimineața, bine ați venit. L-am găsit. Într-o linie să ne vedem la televizor. Ați observat probabil cu ochiul liber cubanezul de la Popești Leordeni a întârziat astăzi și n-a ajuns. Vorbind desigur de prietenul nostru Ciupi, nu răspunde la telefon, pentru care cred că s-a culcat. La ora asta de fapt s-a culcat, probabil a dat de mâncare la Arina. S-a culcat la loc, da. Cum ați ajuns să lucrați cu împielițatul? Adică mulțumesc la fel. Purtați rozarii la gât, să umblați cu necuratul aici, cu aghiuță. Necuratul aurit. Știi, ying și yang, tot bine există și un rău și invers. Aoleo. Contrastele se atrag. Filozofie de netlag. Altfel, ați scos anul trecut piesa asta pentru că v-a plăcut vibe-ul, nu? Mm-hmm. Așa a fost. Sigur că da. Adică e clar o piesă de succes și o piesă care a rămas în inima românilor dintotdeauna, știi? Și e marfă să reîmprospătezi piese de genul ăsta. Am tot povestit asta la Neața, dar vă mai spun odată că se leagă de piesă, poveste de bătrâni. Numai ce ajunseserăm la Timișoara, prezentam și noi primul nostru spectacol la sărbătoarea Saltimbancilor. Eram îmbrăcați în niște hăinuțe de pe la 1700. 1700 era epoca reprezentată, dar cred că tot atunci au fost cu sute, că aveau izul acela. Întorcându-mă cu stimabilul Dani de la eveniment, n-aveam unde să ne schimbăm, pe vremea aceea nu ni se ofereau condiții, eram, vedeam și plecam. Și când am trecut bulevardul Vasile Părvan, unde și Universitatea de Vest, se filma clipul de la Macho Man, cu motoarele, cu tatuajele făcute cu... Atunci i-am văzut prima dată de aproape pe cei de la Genius și știu că prima dată când a țipat un regizor la noi, atunci a fost, a început să urle pentru că pe planul 2, în loc să se vadă mașini, oameni așa, dansatoare, musculoase, se vedeau doi tâmpiți îmbrăcați ca la 1700. Auzi, dacă ești, știau pe vremea cine sunteți, poate v-ar fi lăsat în clip. Exact. Da, da, vezi, dacă apăream în clip, era altfel. Acum ziceau... Sorin Bocelean la Banciacu. Mulțumim tare mult că ați venit pe la noi. Sună foarte bine piesa asta și sună de vară. Pentru că v-am prins dinpreună, vreau să ne dați trei locuri de vacanță. Trei locuri de vacanță. Înțeleg că în Cuba e complicată situația, deci o scoatem de pe hartă. Trei locuri de vacanță, na, ca idee pentru vara asta. Hawaii. Trei locuri de vacanță să ne permitem și noi amărâții de la tele. Hawaii. Ținem în România, nu? Și Madrid. Merge și eu Grecia, că e aproape. Grecia, eu voiam să zic gura Portiției, dacă nu, pot să merg și Palermo în sudul Italiei acolo. Palermo, această gura Portiției de la ei. Ceva de genul, să știi, bravo, da. Acolo ai crescut, practic, nu? Acolo am, da, 6 ani am stat, am terminat liceul și am muncit 3 ani pe șantiere și așa mai departe. În Palermo? Nu, la Roma. La Roma? Da, da, da. Scuzați, am înțeles. La Roma se vorbește puțin mai hardcore, așa, puțin mai agresiv. Mai de rapă, așa. Da, exact, e totul mai pe, știi, am înțeles. Unde? Dă-mi ceva, dă-mi un Tony. Barcelona. Cum? Barcelona. În Barcelona? Merită? Okay. Ai fost des? Încă nu, atunci să mai trebuie. Da? Și-am fost des Amsterdam, în Barcelona. Amsterdam. Bună, eu n-am mai plecat de mult aici. El ar lua o vacanță în România. Eu n-am pașaport, îmi pare rău. Mama lui Ninio se ocupă în Havana tocmai de părțile astea cu turismul, nu? La birou de turism cubanez. Și știe foarte multe, foarte multe locuri. Și pe această cale cine dorește să apeleze la serviciile noastre. Da. Căutați pe cei de la Mandinga pe Instagram, pe Facebook și pe canalul propriu, unde toată perioada asta de pandemie au făcut chestii live, concerte difuzate și în Mexic, nu? Da. Și ne bucurăm că au început concertele și în România. Încă nu la nivelul care ar trebui, dar am început să ne bucurăm. Contactul cu publicul și... Începeți să vă dezmorțiți, da. Da. Mai, ținem, da. Mai știi versurile de la piese? Ai văzut ce greu e? Că... Da, la primul concert. Mulțumim tare mult! Macho Man s-a cântat în varianta salsa